Mircea Gioană, hai mă, terminați cu prostiile. Am promis aseară că nu mai vorbesc despre Mircea Gioană la emisiune o lună. Lăsați-ne, domnule Gioană, oricât de penibil ați fi, avem și noi o limită. Adică de la un moment încolo nu ne mai luăm de unii. Pare că ne batem joc de oameni cu probleme, zău așa, nu-i frumos. Deci fără Gioană. Și doamna Mihaela, poate mai reușiți dumneavoastră să-l țineți prin casă o perioadă. Mulțumim. Ați văzut ce om modest este Klaus Iohannis? Da, i s-a propus titlul de cetățean de onoare al municipiului Sibiu și l-a refuzat. A zis că e prematur acum și că vrea acest titlu mai spre finalul carierei, când o să-l și merite. Primarul interimar al Sibiului, Astrid Fodor, a spus astăzi că a avut o discuție privată cu Klaus Iohannis, în care i-a propus să primească titlul de cetățean de onoare al Sibiului. Președintele României a spus însă că ar fi prea devreme pentru un astfel de titlu și că ar prefera ca această propunere să vină mai aproape de pensie. Haideți, domnul Iohannis, luați-l ce naiba! Nu vreau să vă minimalizez meritele, dar e un amărât de titlu de cetățean de onoare, nu e mare lucru. Obama, când a ajuns președinte al Statelor Unite, a luat premiul Nobel pentru pace și n-a mai zis nimic. A tăcut omul și l-a luat, că nu-i frumos, domne, să refuze atunci când ți se oferă ceva. Ce, el făcuse vreo chestie notabilă? Nici n-ar fi avut când, că abia își luase în primire rolul la Casa Albă. Astrid Fodor a spus și că este de părere că președintele României ar fi refuzat această propunere din modestie. Bine, eu cred că Iohannis se și teme puțin de ani, puțin așa. Păi dacă titlul de cetățean de onoare al Sibiului e incompatibil cu funcția de președinte, mă, v-ați gândit? Iar să fie târât săracul prin tribunale din cauza incompatibilității?